Românii pare că știu cum să se trateze de răceală. Fie merg la farmacie, fie iau pastile care au făcut bine unei vecine, ori apelează la un tratament care a funcționat anterior. Toată lumea recunoaște simptomele unei răceli. O durere în gât, tuse și nas care curge, durere de cap sau răgușeală. Oricum ar fi, răceala ne ține vreo săptămână, fie că luăm medicamente sau numai ceiuri cu vitamina C. Specialiștii susțin că răceala poate fi alungată în maxim 24 de ore, conform unui nou studiu. Adulții se pot aștepta să răcească de la 2 până la 3 ori pe an, în timp ce copiii pot răci mai mult de 10 ori. Însă este și o veste bună. Cercetătorii au descoperit cum putem scăpa de strănutat, tușit sau febră în cel mult 24 de ore. Deși nu există o modalitate dovedită de a scăpa de răceală, există câteva remedii care pot ajuta la ameliorarea simptomelor cu care vă confruntați, explică un cunoscut farmacist din Marea Britanie. Dar esențialul pentru a-ți îmbunătăți starea este multă odihnă, somn și apă, acest lucru va oferi sistemului tău imunitar cea mai bună șansă, spune farmacista. Hidratarea este întotdeauna esențială, dar este și mai importantă atunci când ești răcit sau ai gripă. Dacă nu sunteți un fan al apei, încercați să beți niște suc de fructe sau dovlecei. Lucrul important aici este să evitați deshidratarea. Nu uita că atunci când ești răcit, pierzi și apă din cauza congestiei și a febrei. Deși mulți cred că vitamina C ajută împotriva răcelii, v-ați înșelat. Există alte remedii benefice care luptă împotriva simptomelor enervante cauzate de răceală. Apa sărată poate ajuta la uciderea bacteriilor, ameliorează durerea și slăbește mucusul, ajutând la ameliorarea simptomelor răcelii. Încearcă să faci gargară cu puțină apă și sare pentru a trata durerile de gât. Pentru a face acest lucru, dizolvați o jumătate de linguriță de sare într-un pahar de apă caldă, faceți gargară cu soluția, apoi scuipați-o. Pentru cei care doresc să își jureze nasul înfundat, încercați câteva medicamente decongestionante. Spreiurile nazale funcționează mult mai repede decât comprimatele. Asigură-te că nu folosești aceste spreiuri mai mult de 5 zile, avertizează ea întrucât folosirea lor mai mult timp îți poate bloca nasul mai mult, chiar și după ce infecția a dispărut. Cel mai bun mod de a ameliora durerile pe care le avem adesea la răceală este să luăm paracetamol și ibuprofen, adaugă expertul, relatează Antena 3.0.